Bine v-am găsit și astăzi v-am pregătit subiecte variate la lumea religioasă. O credincioasă a fost filmată când atinge măști noi de racla cuvioasei Parascheva pentru protecție. În fața Congresului Statelor Unite ale Americii a fost angajată Facebook, dă o mărturie explozivă. Iar în Germania, comunitatea românilor a ieșit să protesteze în fața Parlamentului din Hanovra, după ce biroul de asistență socială a luat cei 7 copii furdui și i-a încredințat separat în familii adoptive. Rămâneți cu noi, începem! Româncă s-a întors din Italia, special pentru pelerinajul de la Iași. A adus cu ea un mănunchi de măști pe care le-a atins de racla cuvioasei Parascheva. Crede astfel că îi va proteja membrii familiei de COVID. Oare să fie așa? Oricum, cu această ocazie am aflat că mai există o Parascheva în Italia. Ne spune mai multe pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Îl salutăm, bine ați revenit la Lumea Religioasă. Bine v-am găsit! Iar în platou se află pastorul Nicu Ionescu, care se va ocupa de cuvioasa Parascheva de aici, de la Iași. Bine ați revenit! Încercăm să ne ocupăm. Mulțumesc, Ben, pentru invitație. Iată o credincioasă din Italia care vine cu mănunchi de măști și le atinge de racla cuvioasei Parascheva pentru protecție. Cum comentați această știre? Sunteți pastor, predicați cuvântul lui Dumnezeu. Cum ați citit această știre? Personal sunt ușor indignat, pentru că masca a ajuns să facă parte din viețile noastre în ultimul an și jumătate și este un accesoriu nedorit, se pare cât de cât ajutător și care practic tocmai lucrul acesta își propune să facă, să protejeze. Ori în momentul în care pui acest element de protecție și îl așezi pe acolo pe unde atât de mulți oameni trec și îl pui în contact cu racla respectivă, ajungi cumva să te întrebi ce poate fi în sufletul unui om, câtă disperare, câtă durere, inventivitate, ca să nu spun altfel, poate să fie în inimile oamenilor. Eu sunt curios cum ar comenta un lider al Bisericii Ortodoxe, pentru că cred că n-ar fi de acord cu astfel de practică. Vă spun, chiar săptămâna trecută am fost împreună și am povestit puțin despre pelerinajul de la Iași și unul dintre lideri a spus chiar, întrebat fiind exact de ceea ce vă întrebați și dumneavoastră, el a afirmat că acesta este un act de credință între credincios și Dumnezeu. Da, nu-mi permit să merg mai departe cu comentariul meu, pentru că aș putea să aduc atingere celor care chiar sunt foarte, foarte atrași de acest fenomen. Sunt de acord cu dumneavoastră. Spuneți-l atunci din Biblie. Da, asta vreau să spun. Din punct de vedere biblic, toate aceste manifestații sunt inutile, sunt neîntemeiate pe Sfânta Scriptură. Ar trebui să ne atingem de Domnul Iisus, ar trebui să ne atingem prin credința noastră puternică de ceea ce poate să aducă alinare. Ori sunt atâtea instrumente, sau dacă vreți, sunt atâtea atitudini care au fundament biblic și care ne pot ajuta, ne pot ancora credința în momentele grele ale vieții. Aceste chestiuni care țin de superstiții, țin de forme din acestea care vin dintr-o altă zonă. Ele nu provin din învățătura Bibliei, ele provin din învățătura păgână, care, iată, s-a păstrat, s-a cultivat
Și din păcate, chiar cu ajutorul Bisericii Ortodoxe, aceste practici nebiblice, păgâne, au fost permise de-a lungul generațiilor și oamenii, iată, le exprimă astăzi. Dar e o chestiune asupra căreia vreau să mă opresc aici. Respect opinia celor care fac sau cred altfel în aceste lucruri, dar nu cred că astfel de lucruri pot fi probate cu Biblia și nici nu cred că pot să ajute și pot fi chiar periculoase din punct de vedere medical. Pastore Benone Lupu, sunteți în Italia, sunteți la Roma și înțeleg că mai există și în Italia o parascheva. Spuneți-ne mai multe. Iată, credincioasa aceasta este chiar din Italia și a făcut drumul către România la cuvioasa parascheva de la Iași. În realitate, în Italia sunt două sfinte parascheva. Însă, dacă colegul meu s-a oprit și nu comentează mai mult, eu totuși consider că este important ca telespectatorii noștri să aibă o imagine clară din punct de vedere istoric, pentru că ceea ce s-a întâmplat cu ceea ce se întâmplă cu parascheva de la Iași este evident și nu poate să fie contestată din punct de vedere istoric. Moaștele ei știm că au fost purtate prin Europa în 1200-1240, în Bulgaria, aduse de către Ivan Asan, care era țarul Bulgariei la data aceea. Și să nu uităm că în 1200 în Europa era o goană după relivie, odată cu primele cruciade, când toată lumea căuta să aibă Sfântul cel mai apropiat de Iisus Hristos, apostol, și ca să nu intrăm în domeniul acesta, pentru că ar fi foarte mult de spus. Au fost duse apoi din Bulgaria la Belgrad, apoi la Constantinopol și în 1641 Vasile Lupu le aduce la Iași. Ceea ce puțină lume știe că parascheva în realitate nu a existat niciodată sau parascheva de la Iași nu este Sfânta Parascheva. Am în față documente și vă spun pentru că am căutat toate aceste informații legate de parascheva din Italia și am ajuns la cea din România. De exemplu, ziarul Ziua de Iași spune că balcanicii și grecii o numesc pe Sfânta Parascheva Sfânta Vineri, așa cum de fapt era în Bulgaria, Petka, nu? Sfânta ziua, legată de Ziua de Vineri. Troganici, care este un istoric, spune viața acestei sfinte este legată de numele ei, care este ziua de vineri. Leonardi, istoricul Leonardi, spune Sfânta Parascheva este personificarea zilei de vineri. Moroni, Sfânta Parascheva este cunoscută în cultura populară ca Sfânta Vineri. Pare că prima menționare a fost făcută în codecul Sturzano, citată de Hașdeu și Iorga, unde de asemenea se spune că Sfânta Parascheva în realitate este o personificare populară a Sfintei Vineri. Sfânta Vineri, care era foarte cunoscută în Rusia, în Balcani, în jurul căreia erau o grămadă de legende și sunt până în ziua de astăzi. Focchi, în culegerea lui de legende, vorbește despre Sfânta Vineri, o descrie ca pe o babă hâdă și urâtă, că îți venea să fugi în toată lumea de ea, ca pe o vrăjitoare, cum stăpână artelor magice, care te pedepsește dacă lucrezi vinerea, dacă faci borș, acesta se transformă în sânge, dacă nu postești, așa mai departe. Deci, în jurul Sfintei Vineri sunt o sumedenie de legende și timpul nu-mi permite să dezvolt mai mult subiectul acesta, dar este clar că Sfânta Parascheva nu este Sfânta Parascheva, este doar o personificare a unei legende cu tot felul de obiceiuri și ritualuri păgâne. Sfânta Parascheva nu este Parascheva. Iar pe cât privește pe Sfânta din Parascheva din Italia, este una care se presupune că ar fi fost martirizată în secolul al II-lea, dar pe care biserica deja a scos-o din calendar pentru că nu sunt probe pentru existența ei, și o a doua, numită Sfânta Vineri sau Veneranda, care de asemenea cu reforma calendarului din 1956 a fost scoasă pentru că nu sunt probe pentru existența ei. Iată că Biserica Catolică, prin reforma de după Vatican II, a avut curajul să scoată o serie de sfinți din calendar, pentru că nu sunt probe. În timp ce în România, fără niciun fel de probe cu privire la istoria Parascheva, asistăm la un fenomen exact contrariu, care pune sub semn îndoiele și normele de igienă elementare.
Mulțumesc pentru că astăzi ați fost alături de noi și astăzi ați fost alături de noi. Vă așteptăm și cu altă ocazie. Cu drag. Noi mergem mai departe și nu mai comentăm nimic despre Sfânta Parascheva. No comment. Mergem mai departe. Facebook și Instagram sunt dăunătoare copiilor, alimentează discordia și slăbesc democrația. Reprezintă numai o parte din mărturia explozivă a unei foste angajate de top, devenită între timp denunțătoare a gigantului social media. Urmărim o rubrică realizată de Ovidiu Băluță, după care revenim aici și comentăm. Facebook și Instagram sunt dăunătoare copiilor, alimentează discordia și slăbesc democrația. Este mărturia explozivă a unei foste angajate de top devenită denunțătoare a gigantului social media în fața Congresului Statelor Unite. Frances Haugen a lucrat în cadrul Facebook, unde a avut rolul de manager al echipei care gestiona dezinformarea civică. Sunt astăzi aici pentru că eu cred că produsele Facebook sunt dăunătoare copiilor, alimentează divizarea și ne slăbesc democrația. Ieri am văzut cum Facebook nu a fost disponibil. Nu știu de ce a căzut, dar știu că timp de mai mult de 5 ore Facebook nu a mai fost folosit pentru a adânci diviziunile, pentru a destabiliza democrațiile și pentru a face fetele și femeile tinere să se simtă prost în corpul lor, a spus Frances Haugen în Congresul Statelor Unite. Un alt detaliu al discursului ei spune că Facebook vrea să credem că problemele pe care le dezbatem sunt de nerezolvat. Vrea să credem că trebuie să alegem între un Facebook plin de conținut diviziv și extremist și pierderea uneia dintre cele mai importante valori pe care a fost întemeiată țara noastră, libertatea de exprimare. Că pentru a putea împărtăși fotografii simpatice cu copiii sau cu prietenii, trebuie să fiți în același timp înnecat în postări virale pline de mânie. Vrea să credem că nu se poate una fără alta. Sunt astăzi aici pentru a vă spune că nu, acest lucru nu este adevărat, a continuat ea. Parlamentarii din ambele tabere, democrată și republicană, au găsit teren comun în criticarea companiei lui Mark Zuckerberg. Singurul principiu real după care se ghidează este profitul, a spus senatorul Ed Markey. De asemenea, victimele sunt copiii noștri. Adolescenții care se uită astăzi în oglindă simt îndoieli și nesiguranță. Mark Zuckerberg trebuie să se privească la rândul său în oglindă, a spus senatorul Richard Blumenthal. Mark Zuckerberg răspunde și el imediat la aceste acuzații. Afirmația că promovăm deliberat conținut care îi face pe oameni mai furioși în scopuri de profit este profund ilogică, a scris el într-o postare pe Facebook. El a mai spus că Facebook nu va înceta să-și analizeze impactul asupra societății, dar că Congresul trebuie să adopte reguli care să clarifice vârsta legală la care adolescenții pot folosi serviciile de internet, cum să li se verifice vârsta acestora și cum să găsească un echilibru între intimitatea adolescenților și accesul părinților la activitatea lor. Până când gâlceava aceasta își găsește o soluție, problema rămâne în casele noastre și în familiile cu copii și adolescenți. Și problema nu rămâne doar la platforma Facebook. Este o bătălie asupra copiilor și tinerilor, o bătălie despre influență. Cine îi influențează? În această luptă intră și biserica. Cum poate Dumnezeu, Biblia și biserica să influențeze generația tânără spre o viață echilibrată și principială? Rămâne tema noastră de casă. Da, rămâne tema noastră de casă pe care o începem aici la Lumea Religioasă. Așadar, ce poate face biserica, ce poate face familia creștină? Când vorbim, iată, de Facebook, Instagram, social media și copiii noștri. În primul rând aș pleca de la ideea că ceea ce a spus această fostă angajată și care a ajuns să creeze dezbateri puternice în forul superior al conducerii Statelor Unite nu este o chestiune pe lângă care să trecem fără să ciulim urechile și să deschidem mult ochii. Pentru că influența rețelelor de socializare,
în speță influența Facebook în viața oamenilor, a celor mari, dar și a celor mici, este enormă. S-a ajuns la adicție față de acest fenomen social virtual. S-a ajuns la o influență extraordinară, s-a ajuns la un timp enorm petrecut în fața acestor rețele de socializare, dar, pe de altă parte, rețin din ceea ce a semnalat această femeie, această mamă, care și-a dat seama de influența nefastă asupra educației copiilor, asupra sănătății emoționale a copiilor, asupra echilibrului din familie și, de ce nu, toate aceste lucruri care sunt parte a bisericii se răsfrâng într-un mod negativ și asupra bisericii. Biserica știe că are un mandat în educarea familiilor, în educarea copiilor din punctul de vedere al valorilor spirituale. Ori, aceste rețele, Facebook în mod special, este un concurent acerb care se demonstrează pe zi ce trece că mutilează dezvoltarea armonioasă a copilului, a adolescentului. Și cred că biserica trebuie să observe aceste lucruri, să le înțeleagă și să promoveze în așa fel educația biblică, influența morală, astfel încât să nu lăsăm copiii, să nu lăsăm această generație vulnerabilă, nici părinții și nici biserica, pe mâna unor astfel de tehnologii și de instituții care practic luptă pentru câștigarea, pentru atracția și pentru zugrăvirea într-un alt cadru, într-o altă coloratură a sufletului uman. Este remarcabil ce a făcut această tânără femeie și nu oriunde să faci o astfel de declarații în fața Congresului Statelor Unite. Este cu atât mai mult de apreciat. Cred că poate fi un bun exemplu. Cred că mulți dintre noi am putea face lucrul acesta, nu doar în familiile noastre, să găsim modalități prin care să vorbim despre asta, să scriem despre asta. Fără îndoială. Sigur, fără îndoială, un astfel de mijloc de influență și de interacțiune socială în lumea de astăzi a ajuns să fie utilizat la scară largă, este văzut ca fiind ceva normal, fiecare dintre noi folosim așa ceva. Eu nu militez împotriva acestei rețele de socializare, ci doar în a fi atenți, mai ales pentru copii și adolescenți, la efectele pe care le poate avea un astfel de instrument asupra lor. În rest, dacă nu suntem atenți, lucrurile pot degenera și rezultatele se vor vedea în scurt timp, pentru că generațiile acestea sunt extrem de receptive și sunt extrem de influențate și la un moment dat nu mai poți avea control sau dialog cu cei care sunt lăsați pradă acestor instrumente. Care sunt efectele care, să spunem, cele mai vizibile și care vă îngrijorează cel mai mult și ar trebui să ridice semne de întrebare și să transmită semnale de alarmă părinților creștini și tuturor părinților. Da, în primul rând aș vorbi aici despre demolarea conceptelor morale. Pe de altă parte, aș vorbi despre... De ce spune asta? Adică cum demolarea conceptelor morale în cadrul Facebook, Instagram? Pentru că astfel de rețele încurajează spiritul liber, încurajează exprimarea fără perdea, încurajează așezarea sub diferite influențe și toate au un caracter virtual, blochează contactul între om și om, al părintelui cu copilul, astfel încât copilul este legat de o lume, iar părintele trăiește într-o altă lume, dacă nu chiar ambii sunt furați de acest peisaj și se blochează, se rupe efectiv lanțul familiei. Apoi aș vedea pericolul în aruncarea în depresie, în stările acestea de izolare, pentru că stând în fața unui ecran și încercând să răzbești într-o lume virtuală, pierzi contactul cu realitatea, pierzi contactul cu normalitatea, pierzi contactul cu echilibrul, cu natura, cu frumosul. Și până la urmă, o astfel de ființă poate să ajungă la depresie, poate să ajungă la sinucidere, pentru că își va da seama că lumea care îi se prezintă pe un astfel de canal de socializare este o utopie, nu există, iar realitatea te va face să cazi într-o depresie adâncă, să-ți dai seama că nu-ți mai găsești locul într-o lume normală.
Ca pastor, care este mesajul dumneavoastră către cei care vă urmăresc și urmăresc acest subiect? Fiți atenți la ceea ce urmăriți, fiți atenți la ceea ce urmăresc copiii dumneavoastră. Investiți în copii, investiți în relație personală și nu lăsați ca aceste instituții să vă ocupe locul de părinte sau de mentor, dacă vorbim de biserică, pentru că fiecare avem un loc și un rol pe care trebuie să ni-l asumăm. Mergem mai departe, mergem în Germania. Comunitatea românilor a ieșit să protesteze în fața Parlamentului din Hanovra după ce biroul de asistență socială a luat cei 7 copii furdui și i-a încredințat separat în familii adoptive. Potrivit poliției din Hanovra, aproximativ 350 de persoane au manifestat sâmbătă după amiază pentru familia creștină română furdui. Cazul a făcut deja valuri în Germania și în România, dar și în plan internațional. Și a fost interpretat de manifestanți ca o lovitură a unei autorități împotriva unei familii din România. Mitingul de protest a fost organizat de Biserica Pentecostală Română, Biserica Philadelphia din Hanovra. Cazul familiei Furdui este cumva similar cu cel al familiei Bodnariu. Petru și Camilia Furdui au rămas fără cei 7 copii încă din luna aprilie. Fără explicații, protecția copilului din Germania și-a urmat procedurile standard de preluare a copiilor și încredințarea lor în familii adoptive. De atunci, familia Furdui își strigă disperarea. Presa creștină, zilele acestea, săptămâna care s-a încheiat, a readus acest caz și de fiecare dată când s-a întâmplat ceva, s-a scris. De data aceasta vorbim despre un protest în Germania. Este dramatic ce s-a întâmplat. Da, este ca un vis urât care se repetă. Mai întâi cazul Bodnariu, apoi cazul Norvegia, acum cazul Furdui Germania. Vorbim despre familii creștine de români care trăiesc niște drame incredibile și față de care nu trebuie să existe nicio ezitare în a solidariza, pentru că vorbim despre niște reguli și de niște atitudini care se iau din partea acelor instituții într-un context cultural diferit de cel în care noi trăim ca români. De fapt, ce s-a întâmplat? Cum s-a ajuns aici? Din ceea ce a apărut în presă, se pare că cel mai mare dintre copiii familiei Furdui a făcut o plângere. S-a momentat, s-a plâns în fața unui psiholog, dacă am înțeles eu bine, în care a prezentat nemulțumirea că nu este tratat cum trebuie. Părinții au spus ulterior, când au fost anchetați, că copilul, din dorința lui de a ieși, de a fi independent și da, este o atitudine tipic adolescentului, da? Pe care o trăim foarte mulți dintre noi ca părinți. Ceea ce este interesant și ceea ce ar trebui să atragă atenția tuturor familiilor de români care trăiesc în astfel de țări din lumea apuseană, este faptul că acolo autoritățile au o metodă, au o atitudine care merge pe o direcție extremă și fără multe comentarii rupe lanțul familiei, rupe legătura dintre părinți și copii, ceea ce este o dramă. Și fără să aducă ceva bun în loc. Pur și simplu se mulțumește să dezbine familiile acestea și apoi lucrurile sunt blocate și trebuie să se facă eforturi disperate. Vreau să aduc în atenție un lucru salutar pe care, dincolo de Biserica Pentecostală, care a strâns mitingul acela, pe lângă mulți alți creștini din România și din toată lumea, români care cunosc cazul acesta și se roagă, vreau să aduc în atenție faptul că și din partea autorităților române s-au făcut demersuri puternice, atât în cazul din Norvegia, cât și în acest caz. Apreciez foarte mult calitatea creștină și implicarea senatorului Titus Corlățean, un mare creștin și un mare demnitar al României, care am ascultat un interviu cu dânsul și care s-a implicat, a mers deja acolo și explica cât de greu este să creezi o punte de dialog și să obții niște rezultate pe niște chestiuni
de lege palpabile care trebuie puse în mișcare. Era dezamăgit, dar a spus că a declarat că nu își va opri eforturile, pentru că până la momentul acesta statul german, din păcate, nu manifestă niciun fel de interes pentru a rezolva acest caz. Se va crea presiune, cu siguranță, ne rugăm pentru familia Furdui, este un caz disperat și avem nevoie să fim unii lângă alții, lăsând la o parte tot ceea ce se poate spune, nu știm nici noi toate lucrurile, dar suntem alături de ei. Vorbim despre declarația unui adolescent care, iată, a costat o întreagă familie. Au fost luat toți cei 7 copii, între care și un bebeluș. Da. Este o dramă teribilă. Am ascultat și am văzut inclusiv mărturiile părinților. Sunt doborâți, dar în același timp își pun încrederea în Dumnezeu și desigur contează mult pe suportul autorităților din România, absolut, pentru că vreau să spun, român, dar și pe fiecare dintre noi să ne rugăm pentru această, corect, familie atât de greu încercată și să-și găsească cumva rezolvarea ca în cazul sperăm din toată inima. Ei, să nu uităm, Bodnariu, sunt cetățeni români, da, care locuiesc în Germania temporar și care trebuie să fie apărați de către statul român, pentru că copiii respectiv, familia respectivă, aparține poporului român. Tragem linie. Cum s-a văzut lumea religioasă astăzi? Cum spuneam, subiecte variate, aparent fără nicio legătură. Și totuși, dacă ne uităm, putem găsi ceva. Da, plecând de la o atitudine de închinare mai degrabă circumscrisă unor chestiuni arhaice, unor chestiuni care, iată, nu sunt până la urmă susținute nici de istorie. Apoi, mergând către influența extraordinară a tehnologiei moderne și apoi către aceste acțiuni extrem de violente care se îndreaptă împotriva familiei, împotriva a ceea ce înseamnă legătura dintre părinți și copii, lumea este într-o continuă încordare și cred că concluzia este, trebuie să fim atenți la tot ceea ce se întâmplă și să intervenim rugându-ne și susținându-ne unii pe alții. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici. Ne vedem mâine la aceeași oră. Mulțumesc pentru invitație. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine.